le-a luat. Pescarul nostru declarat și adevărat este Marian Duță, nepotul lui Pătraș, cu măi, cu bere, nu? Parcă așa, celebru în zona Telormanului, cel mai bun pescar, practic, pe o rază de 200 de kilometri. Dar la el nu s-a transmis nimic, la Duță. S-a oprit undeva cena, da. A plecat azi dimineață la pescuit, să vedem unde a ajuns. Totul se întâmplă live de aici, de la Complexul Lebăda, dar și transmisiunile, trăiți, credeți-mă, sunt live 100%. Duță, unde ai ajuns? Să trăiți, bunața, domnul Răzvan, bunața, domnul Oprișan. Domnul Răzvan, în continuare rămâneți cel mai bun prieten al meu. Domnul Oprișan, văd că, nu știu, încet se transformă în pescar. Că a prins el dimineață, că i-a scăpat din juvelnic. Haideți să nu mai începem cu dastea și cu apropori, domnul Oprișan. Într-adevăr, suntem aici cu domnul Sorin, se antrenează pentru concurs. Domnul Sorin din clanul lingurarilor, pentru că pescuiește la linguriță. Și Duță din clanul matinalilor. Ce, vorbeam acum că și bunicul e pescar din Telorman, din Tătărești de jos. Dumneavoastră, bunicul, am zis că tot pescar profesionist a fost. Da, a fost pescar profesionist toată viața, a ieșit la pensie din pescuit. Tata, din păcate, n-a mai vrut să meargă pe aceeași linie și totuși, făcându-se mecanic, a plecat la întreprindere pescuit oceanic și a prins cu traulul vagoane și vagoane de pește. E în altă zonă. Ce vrem să vă spun, domnul Răzvan, domnul Dani, să știi, domnul Oprișan, s-a dat, știu că până acum am prins câteva, de exemplu, ca pescar profesionist și ce suntem, am eliberat, am păstrat, uitați, una a venit acum, una mititică, o eliberăm imediat, ia uitați, asta așa, ia, ușor, ușor, uite, nu vreau să o chinui prea tare, că o eliberăm, asta ar fi una, o eliberăm imediat și a prins și, lăsați-o aici că o eliberăm după. Arătați ce ați prins dumneavoastră și vă spun de ce am păstrat și am oprit una, pentru că, de exemplu, ca și pescar, ai voie să reții două ștuci care împreună să nu depășească 5 kg, nu? 5 kg, da, de anul ăsta, până acum a fost catch and release total, la știucă, anul ăsta poți să reții două exemplare. Nu intenționam să opresc astăzi vreo știucă, dar din cauza că s-a rănit, s-a șarut branhia. Oprim, mergem și o pregătim, o gătim, pentru că trebuie să încerc și o știucă. Și dumneavoastră, uitați, nu este prea mare, dar este o știucă frumoasă. Este la dimensiunea legală, era mai bine să fie, pentru cine vrea să rețină două de 2,5 kg, e în barem. Le prinde și pe acelea. Spuneați mai devreme că eu v-am spus că mi-a și scăpat una mai mare și mi-a spus, domne, întotdeauna, cel care vine cu noi, turistul, ca să-i mângâiem orgolul, îi spune, domnul, da, într-adevăr, era ștuca mai mare pe care ai prins-o tu. Asta se funcționează, treaba asta? Păi altfel se supără, pleacă și nu mai vine. Am înțeles. Apropo de asta, acum în ce că am schimbat locul? Unde suntem, că putem spune așa, ca și zonă? Unde suntem aici? Da, suntem pe lacul Boda Proste, pentru că în zonele celelalte unde se ține concursul nu am voie să pășesc în săptămâna concursului și văd că ștuca răspunde și este... foarte bine. Boda Proste, că am prins și eu o ștucă și undeva chiar în spatele meu se văd și pelicanii, am văzut acolo în spate și dumneavoastră spuneați în felul următor. Dacă sunt păsări, pelicani, cormorani, în zona asta înseamnă că sunt și ștuci aici. De ce? Care ar fi legătura? Au ce mânca. Au ce mânca pelicani, au ce mânca și ștucile. Am înțeles. Sunt zone cu pescari. Cea mai bună oră de ieșit la pescuit, la cât trebuie să fii pe baltă? Dimineața. Dimineața, la răsăritul soarelui, e bine să fii pe baltă. Acum, când e soarele sus, de obicei se ascunde. Noroc că sunt ceva nori, pentru că altfel dacă nu erau nori ăștia, poate nu am fi prins așa de bine. Eu vă țin pumnii să aveți mult succes la concurs în weekend și credeți-mă că o să rămân și eu cu dumneavoastră și nu știu că se încearcă și pe acolo domnul Răzvan, domnul Prișan, că s-au apucat de pescuit, că le-a scăpat, adică sunt din astea pescărești. Noi suntem recunoscuți pentru astea. Da, foarte bine. Țineți-o așa. Bine, vă mulțumim foarte mult. Domnul Oprișan, uitați așa la final totuși că s-a transmis ceva de la bunicul și pentru mine. Deocamdată ceva mai micuț, dar cu siguranță mai târziu o să fie și mai mare. Că am văzut la un metru, un metru jumătate. Bă, cu siguranță să, o să fie. Haideți să citesc din tine, Duță, mai taie din ele. Mai taie din ele. Ai prins doi gupi și trei xifo. Vezi de treabă și doi neuni de aia. Ai luat de la acvariu ieri de la Tușa la oamenii aia cu împrumut. Hai să-ți vezi de treaba ta, domnul Oprișan. Vezi de treaba ta. Ai prins doi beta, ce naiba. Vezi că... ai bici. Prins tu, mă lași. Vezi gupii să mulțesc, fac 11 până la ora 2-3 dacă domnul să iubesc. Domnul Oprișan, am mai terminat cu astea. Ai venit cu hai borcanaj că mă întorc și de... la Lebăda acum, ai să luat vezi. Un ce înseamnă asta? Ne facem de râs, noi ne punem în valoare aici. Sau ne facem de rușine? Da. Marian, tu ai pescat, ai fost să că vorbim din seară, că mă întorc, adică am venit să ne facem de rușine. Albite, da, acolo așa. Ok, a dus și tu un pic și eu.